Vremea frumoasă de astăzi a ținut cu oamenii gospodari din Vânjul Mare, care au participat la o amplă acțiune de ecologizare în zona stadionului orașului. Astfel, în cadrul campaniei Curățăm România, organizată la nivel național, alături de autoritățile locale, s-au strâns o mulțime de voluntari, inclusiv elevi de toate vârstele. 2, 3, 5, curățăm! Primăvara este, prin tradiție, anotimpul în care orice om gospodar își face curățenie în casă și are grijă ca toate bunurile sale să fie puse în ordine, fiind un edil pentru care confortul cetățenilor, modernizarea localității și ordinea sunt preocupări permanente. Primarul Alexandru Mijaiche, alături de viceprimarul Eduard Tița, a organizat astăzi o amplă acțiune de ecologizare în orașul Vânjul Mare, în cadrul campaniei naționale Curățăm România. Așa cum ați văzut, la nivelul țării s-a lansat acel proiect numit Curățăm România. Astăzi și la Vânjul Mare noi am mai făcut și alte dăți acțiuni de acest gen. Astăzi a fost o acțiune organizată la nivel de oraș, cu toate instituțiile din oraș, cu jandarmerie, cu poliție, cu cei din primărie, cu copiii de la liceu, deci de la școli. Și așa cum vedeți, eu cred că a fost și rămâne o inițiativă bună. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate depune toate eforturile pentru ca sistemul de salubrizare din județul Mehedinți să funcționeze la cele mai înalte standarde. De asemenea, reprezentanții firmei se implică constant în protecția mediului și în promovarea acestui lucru. Ne bucură să vedem astăzi, în cadrul campaniei naționale Curățăm România, campanie care astăzi se desfășoară în orașul Vânjul Mare, să vedem foarte mulți tineri implicați în acțiune. Vedem cu bucurie că s-au alăturat campaniei și ne dă speranțe pentru viitor, văzând atâția tineri implicați. Această campanie a devenit o mișcare civică în toate localitățile județului, fiind susținută intens de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, de prefectul județului, Alin Isu, și de comisarul șef al Gărzii de Mediu, Cătălin Tutilescu. Exemplar s-au implicat mai multe instituții, organizații civile, elevi și voluntari. Și în orașul Vânjul Mare, prin aceste acțiuni, firma de salubritate care operează în zonă încearcă transmiterea unui mesaj deosebit de important în ceea ce privește grija față de natură. În calitate de operator pe zona 4 de operare Vânjul Mare, am participat la această acțiune alături de toate forțele care au participat împreună cu noi. Vrem să încurajăm pe această cale populația orașului Vânjul Mare și a OAT-urilor din zonele limitrofe să depoziteze deșeurile în spațiile special amenajate. Vrem să informăm pe această cale că în fiecare zi de joi pe raza OAT-ului Vânjul Mare se colectează atât deșeurile menajere cât și deșeurile selective. Sperăm să găsim înțelegere din partea tuturor. Toți cei care și-au dorit un mediu mai sănătos și un oraș mai curat au participat la acțiunea de astăzi. O mare parte dintre voluntari au fost chiar elevii Școlii Generale Vânjul Mare și ai Liceului Teoretic Dr. Victor Gomoiu. Mi se pare o chestie foarte frumoasă să facem o chestie de genul în grup. E frumos să adunăm gunoaiele care se mai lasă aici din partea grupului. Îți dorești un oraș mai curat? Da, cred că oricine și-ar dori un oraș mai curat și prin aceste mici chestii putem să ajutăm. Îmi doream de mult să particip la acțiuni din acestea și locul acesta e foarte mult dar și am apreciat gestul doamnei directoare, deoarece ne-a dus aici pe toți să curățăm. Cum ți se pare faptul că lumea lasă gunoaie pe aici și nu le aruncă în locuri speciale? Foarte urât, deoarece nu se gândesc că afectează mediul și își afectează singur sănătatea. Pentru ca orașul nostru să arate mult mai bine și sperăm să nu mai arunce nimeni gunoaie, pentru că nu este frumos deloc. Vreau ca orașul nostru să fie mult mai frumos și pentru că e o activitate foarte frumoasă și din partea cadrului didactice, cât și din partea primăriei. Am o părere foarte proastă. Cred că fiecare ar trebui să avem grijă despre locul unde trăim. Ca să dăm un exemplu tuturor. Această acțiune a fost sprijinită de Consiliul Județean Mehedinți și de Prefectura Județului Mehedinți. De asemenea, alături de Primăria Vânjul Mare, la această acțiune au participat și Jandarmeria Vânjul Mare, Poliția Orașului, Garda Națională de Mediu, Operatorul Zonal de Salubritate SC Ecosal, dar și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate a Județului.